deschise, a izbucnit un nou scandal la Spitalul Groazei. O pacientă a acuzat că nu a fost lăsată să intre la consultație pentru că nu există medic cardiolog. Jandarmii au intervenit la poarta spitalului. Aici a născut femeia, a venit și a născut și a lăsat la un câine. Nu merg acolo în drum. Așteptați un pic. Așa n-aruncați pe toți, că niște câini aruncați cu mine copiii noștri. Nu ne lăsați să intre nici în spital, că e pandemie. Nu mai e nicio pandemie, nu mai e nimic, trebuie să fie spitalul deschis. Nu mai e nimic, să dați drumul la spital. Sunt nemulțumirile unei paciente care acuză că n-a fost lăsată să intre la consultație. Noul scandal vine la 24 de ore de la cazul care a îngrozit țara și a scandalizat opinia publică. Medicii Spitalului Urzicene au lăsat o femeie să nască în stradă pentru că nu era niciun ginecolog de gardă. Secția a fost închisă de mai bine de un an. Managerul unității medicale spune că nu are ce să-și reproșeze, deși chiar ministrul Rafila i-a cerut demisia de onoare. Considerați că pentru această situație ar trebui să vă dați demisia? Nu. Eu am sunat-o de mai multe ori ieri pe doamna manager, n-a răspuns la telefon, nu am avut cum să iau legătura cu ea, am sunat-o.